Salutare și bine ai venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Dixie este un indice care măsoară puterea USD față de un coș de alte 6 valute globale: Euro, GBP, CHF, Yen, CAD și SEC. Aceste monede sunt ponderate și prin urmare, Euro are o pondere mai mare având în vedere importanța sa în comerțul global. Dolarul atotputernic se descurcă destul de bine. Este evident lent, dar relativ constant față de alte valute majore, inclusiv Euro și GBP. În videoclipul de astăzi, vă prezint corelația dintre Bitcoin și Dixie, un indice care urmărește performanța USD și de ce este el atât de discutat și urmărit în ultima perioadă. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto, pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok, găsiți link-urile în descriere. Nu uitați de like și subscribe și să activați și clopoțelul. Revenind la Dixie, acest indice, care urmărește performanța USD, nu a fost urmărit îndeaproape de urmăritori decât atunci când banii instituționali au început să se reverse în cripto și Bitcoin. Adesea, acești comercianți bogați foloseau USD. Prin urmare, are sens doar modul în care Dixie USD funcționează în raport cu Bitcoin. Rețineți că cu cât sunt mai mulți bani care intră de la instituții la Bitcoin, cu atât va exista o corelație mai mare. Tipul acestei corelații este cel care îi ține treji pe analiști. În prezent, părerile susținătorilor fiat și susținătorii Bitcoin determină adresarea unei întrebări dificile. Care monedă urmează pe care? Este USD în față și Bitcoin în urmă? Care este corelația lor? USD a venit primul și Bitcoin mai târziu. Apoi, la 13 ani de la formare, avem un sistem solid, autonom, privat, care amenință să perturbe totul despre finanțarea tradițională. Autoritățile de reglementare monitorizează îndeaproape această evoluție, în timp ce mai mulți comercianți cu amănântul, populația mai largă, sunt extaziați. În sfârșit, bani. Dar, în primul rând, ce sunt banii? Pentru a înțelege cum funcționează acest lucru, trebuie mai întâi să avem o definiție clară a ceea ce fac banii. Fed și alte bănci centrale din întreaga lume, cu excepția Panama, spun că monedele lor fiduciare au curs legal. Sunt bani. Ele pot fi folosite ca mijloc de schimb și nu sunt susținute de aur, numai prin prerogativa suveranităților. Vestea proastă, aici, este că țările variază în ceea ce privește suveranitatea lor. În consecință, mușchiul lor economic contează și asta explică existența pieței valutare de mai multe trilioane de volum pe zi. Dacă Fed, din moment ce vorbim despre USD, afirmă că creația sa de hârtie funcționează perfect ca bani, din nou, cine o poate contesta? Fiecare bancă centrală urmează acest model. În acest sens, ei susțin că fiecare USD în circulație poate fi folosit ca mijloc de schimb. În plus, biletul verde servește ca unitate de cont, un depozit de valoare și un standard de plată amânată. La un nivel mai profund și în afara funcțiilor de bază ale banilor, fiecare USD este divizibil, portabil, acceptabil, durabil, fungibil și are o aprovizionare limitată. Ei bine, de aici sunt mai multe argumente. În comparație cu Bitcoin, tabelele par să se întoarcă, dar Fed și bancherii, în general, argumentează contrariul. În apărarea lor, ei spun că Bitcoin și cripto, în general, nu sunt bani sănătoși, adică, deși Bitcoin poate stoca valoare și poate fi folosit ca mijloc de schimb, volatilitatea sa ridicată îl face ca o unitate de cont slabă. Iată un contraargument. Volatilitatea Bitcoin a scăzut odată cu creșterea adoptării. Da, în primele zile a existat o problemă cu volatilitatea, chiar și majoritatea monedelor fiduciare se confruntă cu același lucru, dar asta se schimbă. De fapt, volatilitatea Bitcoin este mai mică decât unele valute ale G7 dacă facem un zoom out. Pe lângă toate acestea, Bitcoin este super portabil, durabil și divizibil. Desigur, este și greu de stabilit. Majoritatea dețin moneda pentru speculații, la fel ca acțiunile. Unii pariază pe tehnologia acesteia, se gândesc la acțiuni de creștere, în timp ce alții o folosesc de fapt pentru a plăti pentru servicii, la fel ca banii. Pentru amenințarea Bitcoin la adresa suveranității, măsurată prin puterea monedei fiduciare a unei țări și capacitatea acesteia de a controla masa monetară, Bitcoin nu este acceptat ca mijloc legal. Acest statut este în ciuda aprovizionării fixe a Bitcoin. De înțeles, acest lucru va distruge fiatul dacă devine cazul. În schimb, din cauza legilor existente și pentru a evita încălcarea Constituției, în special în țările democratice, Bitcoin este considerat o marfă. Cu toate acestea, unele firme acceptă acum Bitcoin ca mijloc de plată. Adică la mai puțin de 12 ani de la formare, Bitcoin este acum un standard de plată, la fel ca biletul verde. Din punct de vedere al unui comerciant, de ce contează acest lucru? Păi, atât USD cât și Bitcoin sunt deschise pentru tranzacționare, ceea ce înseamnă că comercianții pot valorifica momentele de corelare nesincronizate pentru a profita de un posibil arbitraj.
USD și Fiat sunt lideri în lărgimea și profunzimea pieței, piața valutară tranzacționând peste 5 trilioane de dolari pe zi. Pe de altă parte, Bitcoin este disponibil pentru tranzacționare, dar este în mare parte nereglementat. Totuși, acest lucru nu împiedică participarea. După suprimare, Bitcoin este acum acceptat. Bitcoin și dolar, cu diferențe nuanțate, în special în ceea ce privește reglementarea și adâncimea pieței, sunt active lichide cu diferite forme de aplicare și cadre de tranzacționare aplicate. Ambele sunt atractive, acționează ca un depozit de valoare și îndeplinesc diverse funcții în funcție de nevoile deținătorilor. Ce este Dixie și de ce comercianții și investitorii Bitcoin urmăresc acest indice? Ceea ce știm este că există o corelație între Bitcoin și indicele S&P 500. Accentul este acum pe Bitcoin Dixie. Chiar dacă căutăm răspunsuri, ar trebui să știm că corelația se bazează pe mișcarea prețurilor. Iar atunci când există isterie și plin de sentimente, prețurile și corelațiile nu prea au sens. Acum, cum sunt ele corelate? Legătura lor este pozitivă sau inversă? Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să ne uităm la performanța Dixie sau Dixie față de Bitcoin. Așa cum am menționat la început, Dixie este un indice care măsoară puterea USD față de un coș de alte 6 valute globale. Aceste monede sunt ponderate și, prin urmare, euro are o pondere mai mare, având în vedere importanța sa în comerțul global. Pentru a explica, indicele Dixie crește atunci când USD se întărește, câștigând în valoare, în special față de euro sau orice altă monedă, în funcție de pondere. Cu toate acestea, modul în care fluctuează Dixie depinde de o serie de factori. În modul ideal, pe o piață eficientă, valoarea Dixie se va deplasa la întâmplare în sus și în jos, din cauza forțelor pieței care vin în mare parte din Statele Unite, deoarece, ei bine, măsoară modul în care USD este performant față de cele 6 valute majore, așa cum am menționat mai devreme. Aceste forțe depind de mai mulți factori economici, cum ar fi condițiile de muncă, deciziile băncii centrale sau de politică monetară, inflația și nu numai, pentru a numi doar câțiva. Fiecare țară a cărei monedă este listată în coș are fundamente și priorități diferite, mai ales odată cu pandemia. În orice caz, Dixie este un indicator economic puternic și util. Prin urmare, atunci când Dixie crește, piețele globale tind să se retragă din cauza unui singur lucru. USD este o monedă de rezervă globală și este folosit pentru prețul mai multor active, inclusiv aurul și Bitcoin, ambele fiind considerate mărfuri. Pe de altă parte, Bitcoin are succes din cauza diferiților factori. Au continuat să fie formulate legi care au ajutat la adoptarea monedei. Cu mai multă utilizare, este evident că cripto și Bitcoin ca monedă alternativă și sistem financiar vor reuși un impuls pentru prețuri. Deci, cum sunt corelate Dixie și Bitcoin? Să ne uităm la următorul grafic. Este destul de greu de determinat cum se corelează Bitcoin cu USD. Cu toate acestea, ar putea exista o legătură inversă slabă care nu este complet dezvoltată. Și aceeași tendință poate fi observată cu Bitcoin față de monedele fiduciare comune, cum ar fi euro, yenul sau chiar GBP. Evident, sunt necesare mai multe date pentru ca o relație clară să fie stabilită între Bitcoin și Dixie. Dar ceea ce este de văzut este că există o formă de corelație negativă, binevenită, deoarece Bitcoin și aurul se află în aceeași clasă de active urmărite îndeaproape de participanții de pe piață. În prezent, și este interesant, maximele de vârf ale Bitcoin sunt însoțite de prețurile Dixie la minimele ciclului lor. În timp ce Dixie a dat dovadă de putere, taurii Bitcoin cresc și ei, deși cu o intensitate mai mică decât înainte. De ce Bitcoin, Dixie, ar putea avea o corelație negativă? Există un motiv pentru care indicatorii timpurii sugerează o corelație negativă între prețul Bitcoin și Dixie. Asta înseamnă că dacă USD crește, adică Dixie crește, șansele ca Bitcoin să se prăbușească sunt mari și invers. După cum au spus gemenii Winklevoss, gestionarea defectuoasă a Fed și a politicii monetare creează un mediu în care corelația dintre prețul Bitcoin și Dixie va fi agresiv negativ. Mai mult, o corelație inversă între Bitcoin și Dixie ar putea sugera că activul digital nu este reprezentat uniform în portofoliile tradiționale. Și este clar, 59 de miliarde de dolari sunt deținute de companiile publice. Iată cum. În primul rând, nu există nicio îndoială că Bitcoin este considerat o alternativă la aur. Oficialii Fed spun chiar că Bitcoinul poate înlocui aurul, dar, da, nu dolarul. Ceea ce este amuzant deoarece aurul a supraviețuit fiatului de fiecare dată. Cu Bitcoin în imagine și ieșirile masive de la ETF-urile de aur către activul digital, cântarul se înclină spre Bitcoin, care se comportă ca aurul. În al doilea rând, acțiunile băncilor centrale și tipărirea banilor care duc la inflație, cel puțin îngrijorările pentru acesta, schimbă discuția înapoi la metalele prețioase cunoscute pentru proprietățile lor de conservare a valorii. Imprimarea banilor și efectele pandemiei au distrus economia Statelor Unite.
Înainte ca capitalizarea pieței Bitcoin să ajungă din urmă cu cea a aurului, care este de 7 trilioane de dolari, ambele active de stocare de valoare ar crește cel mai probabil la un USD mai slab. În al treilea rând, merită să ne uităm că cripto este un activ cu risc. A fi cu riscuri înseamnă confortul utilizatorului care se adună la active relativ volatile și mai riscante în căutarea unor randamente mai bune. Dacă memoria ne servește bine, este exact același mediu pe care Fed l-a creat în 2020 cu banilor dați ca un airdrop prin stimuli. Cu investitori precauți din cauza incertitudinilor, activele cu risc se prăbușesc adesea. Un prim exemplu este ceea ce s-a întâmplat cu prețurile Bitcoin și cripto în martie 2021, când prețurile s-au prăbușit într-un mediu fără risc, provocând o ieșire de numerar în dolari. În al patrulea rând, cazul în care piețele globale sunt fierbinți. Până la începutul trimestrului 2021 a existat indici de supraevaluare în cercurile cripto și pe piețele de valori. În acest sens, este de așteptat că dacă există corecții abrupte, comercianții vor încasa în dolari, nu Bitcoin, ceea ce face ca Dixie să se consolideze. Când discutăm de corelația Dixie-Bitcoin, este incredibil de important ca comercianții, atât retailerii cât și instituțiile, să țină evidența acestei relații. Din motive simple, dolarul nu va merge nicăieri în curând. Ar domina tranzacționarea fiind o monedă de rezervă, iar activele digitale, inclusiv Bitcoin, oferite de burse precum CME, reglementate de CFTC, vor continua să stabilească prețul monedei în dolari, nu în yen și nu în euro. Urmărirea acestei corelații este în prim plan, mai ales acum. Mai multe instituții reglementate de Statele Unite și prin urmare care fac plăți în dolari, se revarsă în cripto. Urmărirea performanțelor Dixie ar fi esențială în consilierea deciziilor de tranzacționare. În mod adecvat, ar fi esențial ca instituțiile care urmăresc corelația Dixie-Bitcoin pe termen lung să-și ajusteze portofoliile. În același timp, comercianții ar trebui să știe că corelația Dixie-Bitcoin poate să nu se mențină uneori, nereușind să răspundă la bunul simț. La urma urmei, toate corelațiile se bazează pe mișcările prețurilor care la rândul lor pot fi influențate de sentimentul care afectează impulsul. Și după cum știm, sentimentul poate dezlega prețurile care pot diverge de la baza de țineri. Uneori, când prețurile Bitcoin cresc, USD poate fi la fel de puternic. În acest caz, corelația nu se va menține pe măsură ce emoțiile curg și FOMO domină. Bitcoin la 100.000 de dolari sau un USD mai slab? Totuși, pe baza relațiilor Dixie-Bitcoin, ar putea exista oportunități pentru comercianții swing de a profita de această corelație pentru a alege profiturile din nealinierea temporară. Cu toate acestea, va fi destul de dificil pentru comercianții cu cheltuieli de capital mai mari, care ar putea fi nevoiți să adopte strategii diferite pentru a valorifica corelația Bitcoin-Dixie. Dar, dacă pandemia și criza actuală continuă, Guvernul Statelor Unite va fi obligat să se împrumute mai mult și să-și devalorizeze moneda. Un dolar mai slab va declanșa, în schimb, o migrare către paradisuri sigure alternative în care Bitcoin se află în fruntea topului. În consecință, dacă această tendință continuă, nu va fi o surpriză ca Bitcoin să reacționeze pozitiv. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok, găsiți link-urile în descriere. Nu uitați de like și subscribe și să activați și clopoțelul. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag la videoclipul următor.